Hello și bine v-am găsit la un nou episod pe acest mini canal. Astăzi vom juca un joculeț numit Concourse X-Ray. Ei bine, nu știu exact ce înseamnă primul cuvânt din toată chestia asta, dar o să avem ochelari speciale cu raze X, bă, știi, ideea prin care poți să vezi totul pe sub hainele sau sub organe sau în tine, sau nu știu exact la ce folosesc razele X, ok? Sunt foarte confuză când vine vorba de chestia asta. Știu că atunci când era mică, erau desenele animate, dacă vă aduceți aminte, dacă vă aduceți aminte, poate dacă unii dintre voi ați prins desenele cu Dexter de pe Cartoon Network. Știți că la un moment dat aveam niște ochelari cu raze X sau ceva de genul ăsta și putea să vadă pe sub hainele oamenilor și știu că a regăsat enorm chestia asta, dar totuși, trecând peste chestia asta, hai să păsăm space și să vedem ce avem de făcut. Ok, ziua 1. Folosește-ți ochelarii cu raze X ca să găsești, oamenii, ok, care cară iteme care nu sunt, cum să zic eu, bă, nu sunt permise. Aia are un crab la inimă, ăla are o pară undeva într-un loc foarte ciudat, nu știu ce are ăsta, dar cred că vreau să-l iau. Ah, nu, ok. Aia e o bombă, era o bombă. What? Ok, sunt atât de confuză. De ce oamenii au chestii în... o armă! În organe și intestine și... doamne, e atât de scârbos! Doamne, ok. Ăla are un cuțit. Cred că trebuie să iau doar cuțite și... Ăla e un spărgător de... Nu, ăla e un unceac, de fapt. Ah. Nu! Mai, deci nu înțeleg o treabă. De ce oamenii au în interior chestii care, în mod normal, în lumea asta mare și plină de posibilități, ar fi foarte letale. De exemplu, un unceag. Tipul ăla avea un fucking unceag și de ăla cu două părți, care dacă îl învârți foarte mult, ai risc să-ți dai în cap. Ca în, nu știu ce, filme cu Bruce Lee. Sper că zic bine. De ce? De ce? Spuneți-mi, vă rog, de ce n-am voie să-i arestez pe ăia. Uite, deci tipa asta, cât că are o bombă. Uite, și nu era bine. Ce are ăsta? Are o brichetă. Nici asta nu era bine. Ok, deci trebuie să iau doar oameni cu arme. Posibile arme. Ăla nu știu exact ce este. Ăsta nu știu ce are. Ok, ăștia au chestii. Ăsta are un cuțit. Ok, cuțit. Deci cuțit. Un pistol pe undeva. Are cineva un pistol la el? Are cineva un pistol? Nu, 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 nu. Ok, doamne, au rămas în urmă cu oamenii, firar. Aia are o broșă, are un fucking fluture în ea, nu vine să cred. Aia e o vânătă. Știam niște glume cu emoji-uri și chestii cu o vânătă și faptul că am văzut-o pe ea cu vânătă aia nu prea mă încântă. Ăla are... Ce ne pare în interior? Ok, aparent l-am găsit bine. Ok. Frate, chiar nu mai găsesc pe nimeni cu chestii. Uite, am găsit o persoană cu un cuțit. Ok, ziua 2. Ah, ok. Acum armele sunt permise, dar... Ok. Ah, la naiba. Ok, so... În prima zi trebuie să iei oamenii cu arme și chestii care pot fi letale și în următoarea zi nu au voie persoanele cu legume. Bă, uite că scrie aici arme de mână și cuțite. Băi, și doar era în fața mea, mă, și nu mi-am dat seama, nu vine să cred. Uite, are un cuțit. Hai să vedem, are și asta un cuțit? Ai un cuțit sau un pix? Nu pot să-mi dau seama. La 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 la, ce viață minunată. Yay. Oh, da, ador să caut în corpurile oamenilor. Oh, da. E meserie de meserie asta, știi cum? Ok, asta are o grenadă. What? Ok, sau aparent chiar trebuie să iau doar ce scrie acolo. Mama, asta e de nașpa. Ăla e un pix? De ce are un pix în cap? Frate, de ce avea un pix în cap? Ești de bun. Oh, ok. Apropo, dragii mei, știți, dacă sunteți foarte drăguți, să-mi lăsați și mie un like mai jos dacă doriți să mă ajutați. Știu că sunteți foarte de treabă și că o să faceți chestia asta. Uite, are și un pistol. Uite ce se grăbește ea cu cuțitul ei. Ha, credea că nu o văd. Ok, mai are cineva ceva?
Și au rămas blocați aici. Ce se întâmplă dacă au rămas blocați? Hai, mă, treceți mai încolo, mă. Hai, mă, te mai uita la panoul ăsta și treci. Nice. Ok, banane, vinete și nunceaguri. Ok, banane, vinete și nunceaguri, am înțeles. Nu pot să-mi dau seama ce au unii. A, nunceagul ăsta, așa, e bun, 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 bun. Ok. Mama, asta este de greu. Mamă, 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 ok, ăla e un crab. Ăla e un greiere. Ce n-are mânunceag în ea, nu? Ai o vânătă, sper. Sper că nu era bine. Firar. Come on. Ok, ai o banană. Ok, am zis bine? Am zis bine. Mamă, nu vine să cred. Am zis bine. Ok. Fail to catch? Ești nebun, dar dacă nu i-am găsit cu alea că nu am văzut, de unde să știu eu? Nu, vânăta, vânăta, nu! Tipa aia avea o vânătă în ea și n-am reușit să o prind. Oh, mamă, ok. Chestia asta e mult mai grea decât mă așteptam să fie. Deci, de ce Dumnezeule mare trebuie să prindem niște oameni care au videte în ei? De ce un om normal ar avea o vânătă? Au, știi ce? Nu întreb. Oamenii au tot felul de fetișuri ciudate, deci nu. Nu, 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 nu mă mai întreb. Ok, o să fiu atentă să-i prind pe toți. Uite-mă câte arme are ea nebuna și nu împarte cu nimeni, doar ea le are pe toate. Și ce mai bine că nu împarte cu nimeni. Ai un pix. Ok, ai o banană. Aia n-are nimic. Mă, și dacă stau pe loc, tot e ok, cred. Cred. Adică ăștia n-au nimic. Ăla are o grenadă și știe, nu trebuie să le prind pe ăla cu grenada, nu, nu. Nu, adică ăla cu grenada n-ar face nimic rău. Nu, n-ai să vezi, nu, nu, nu. Ok. Ok, alt creion. Au, Doamne, m-am speriat de ăștia! Ok, s-a rămas prins. Ăștia văd că nu au nimic. Nu, 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 nu. Mamă, cât de mulți sunt! Asta are un... Da, asta are un cuțit. Nu, asta avea un cuțit. Așa. Bun. Le-am nimerit cumva? Cum le-am nimerit. Nu știu exact cum am reușit. Ok, nu văd arme pe aici. Chiar nu văd. Trebuie să am și dreptate. Da, am avut dreptate, nu sunt arme. Ok, cred că am... Ah, perfect. Bun. Deci, cum spuneam, banane, vinete și nunceaguri. Oh, da, și acum oamenii se mișcă și mai rapid, hai să vezi. De ce n-am un scanner normal și am lentile? Trebuie să mă uit pe o lentilă. Uite, asta nu are nunceag. Ok, asta are o vânătă în ea. Oh, Doamne, ce-o costă așa de scârpos? Uite, asta are încă o vânătă. Frate, erau vinete, eggplants, e vânătă. Ce Dumnezeule mare. Ok, bine că are o armă. Uite, uite, el are o vânătă în el. Deci dacă îmi spui acum că e greșit, urlu. Frate, dar știi cum urlu? Urlu de să mă audă toți vecinii. Uite, are o banană. Ok, ia să vedem ce au ăștia. Nu, n-are treabă, e bine. Ce n-are? E un crabă ăla. Ok. Ah, și astea sunt singurele persoane. Care amândouă au banane. Pentru că de ce nu? Na, v-am prins. Sunteți fericiți acum. V-am prins. Gata, puteți să vă duceți. Puteți să faceți ce vreți voi. Eu v-am prins persoanele care aveau chestii ilegale. Hai să vedem ziua a treia. S-a terminat? Ok, ziua a treia. Ok, fără șerpi, viermi și lobsters, ok, care înseamnă crabi. De unde ar trebui să știu eu care e viermele și care e șarpele când eu nu am văzut așa ceva? Ok. Sunt atât de confuz. Cred că ăla e un vierme. No. Ok, so, aparent, dacă ai făcut deja două greșeli, nu se resetează la următorul nivel, ceea ce e puțin cam nașpa.
Dar bănuiesc că o să mai încerc încă o dată și o să fiu mai atentă de data asta. Deci nu o să mai fiu foarte atentă, doar mă uit așa la ei să văd cum trec. Eu o să fiu un agent de pază care stă aici, lângă panou. Și o să mă uit la oameni, așa, din depărtare, printr-o singură lentilă, pentru că dacă stau așa, nu văd bine. Eu cred că n-am o strategie prea bună. What? Greieri? Cât că greieri trebuie să-i prind? Ok. Bun, nimeni n-are nicio armă pe aici. Ah, ok, el avea ceva. Dar nu este nimic letal, un creion. Banane, uite un om. Nu, pe el vreau să-l iau! Mă, ce șmecher era el, bă. Știa că trebuia să-l iau. Și s-a pus, mă, în fața acolo. A, ce nesimțit. A, ce-i aia? E un băț, ok? Cred că e un vierme, de fapt. Dar cred că ar trebui să fie un vierme. Ok, uite o armă. Nunciaguri. O brichetă, pentru că e total normal să ai o brichetă în fund. Wait, what? Cine a trecut? Ok. Hai, știu că pot. Știu că pot, frate, știu că pot să-i prind pe toți. Uite ce grăbită e, frate, ea cu vânata ei cu tot. Deci ce s-a schimbat acum melodia? Asta e o vânătă? Asta nu pare a fi o vânătă. Ăla e un gândăcel. E un greieraș. O banană? Banană! Ia-mă banana din el. Ce e aia? Chiar nu știu ce ar trebui să fie aia. Ar trebui să fie niște porumb sau ce? Uite, o persoană cu... Eggplant. Ok, dar nu văd persoane cu nunciaguri. Sigur mi-au scăpat. Ok, asta nu e bine dacă îmi scapă. Aha, te-am văzut. Ok, l-a rămas acolo. Uite, nu pot să-i opresc cumva din mers. Are un pește în ea. Ok. Am uitat că mai am oameni. Fuck. Ok. N-am treabă cu ăștia, de ce bine? Așa, mi-a rămas un om blocat aici. Care, sincer, frate, ce zici că e chestia aia? Zici că e porumb? Ce e? E foarte ciudat. Bun. Sau oamenii o să vină din ambele părți acum, ceea ce o să fie puțin cam nasol. Dar sperăm că o să fie ok-uț. Ok, deocamdată sunt curați. Ăsta are un vierme. Nu, deci avea un fucking vierme. Sincer, ăla zicea că era un vierme. Oh, ăsta chiar e un vierme, ce scârbos. Ok, are un crap. Avea un crap în ea. Oh, doamne, ok. Ok, chiar avea un crap în ea. Nu-mi vine să cred. Și cum vine asta? Că trebuia să... S-a fi schimbat? Ok, asta nu-i normal. Ah, nu-mi vine să cred. Ah, ce greu complicat. Totuși, dragii mei, eu bănuiesc că aici o să închei episodul de azi. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest joculeț interesant. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos, să nu uitați să vă abonați și, de asemenea, să verificați și voi acele link-uri din descriere. Dacă vreți, apropo, să-mi dați și mie un follow pe Instagram. Eu nu m-aș supăra absolut deloc. V-am pa pe toți și pa, pa!